Acest canal se adresează în mare măsură băieților, iar dacă nu v-ați dat seama până acum, eu sunt băiat și nu pot să dau sfaturi fetelor pentru că nu știu multe chestii de fete, gen cum să te machiezi sau să faci părul. Dar totuși, 10% din abonații mei sunt fete și simt domnișoarelor că v-am neglijat puțin. Așa că în videoclipul de astăzi o să vorbim despre 7 lucruri pe care fetele le fac, iar băieții le adoră. Acum, bineînțeles, nu se aplică pentru toți băieții pentru că avem gusturi diferite, însă sunt calități pe care cred că orice fată ar trebui să le aibă. Băieții pot să-mi spună în secțiunea de comentarii dacă sunt de acord cu mine sau nu și zic să-i dăm drumul. Trebuie să încep cu asta, nu? Primul lucru pe care fetele îl fac, iar băieții îl adoră, este să dea mesaj prima. Acum nu spun că fata ar trebui să se bage în seamă prima, nu, băiatul ar trebui să facă asta, însă după ce faceți deja cunoștință și continuați să vă dezvoltați prietenia prin mesaje, ar fi bine ca și fata să dea din când în când primul mesaj. Nu să aștepte tot timpul băiatul să facă asta. A, păi vreau să văd dacă chiar ține la mine, dacă chiar mă dorește, de asta aștept să-mi dea el mesaj prima. Nu, eu cred că ăsta e un orgoliu prostesc și când văd că sunt singurul care inițiază conversația de fiecare dată, am impresia că nu vrea să se vorbească cu mine. Așa că lasă orgoliul ăsta deoparte și dă și tu mesaj prima din când în când. Al doilea lucru pe care o fată îl face, iar băieții îl adoră, este să știe să poarte o conversație. Ce înseamnă asta? E bine, mă refer ca atunci când vorbești cu un băiat să fii angajat activ în discuție, nu să stai pe telefon sau să fii atent în altă parte sau să răspunzi sec. Acest lucru este foarte important pentru mine pentru că mă enervează faptul că eu sunt singurul care aduce subiecte noi în discuție. Am avut două iubite de genul ăsta care erau foarte plictisitoare, adică dacă eu nu spuneam ceva, nici ele nu spuneau nimic. Și dacă nu ai ce să vorbești cu ele, care mai e sensul relației până la urmă, nu? Al treia lucru pe care fetele îl fac, iar băieții îl adoră, este să facă glume. Da, și fetele pot fi amuzante, nu numai băieții. Și acest lucru se leagă încă o dată de faptul de a nu fi plictisitor. După părerea mea, simțul umorului este una dintre cele mai importante calități pe care trebuie să o aibă orice om și asta denotă și inteligență, un alt lucru de dorit. Și ca fată, dacă nu știi sau nu vrei să faci glume, măcar să le înțelegi și să nu iei totul personal. Și chiar mai mult de atât, dacă râzi la glumele unui băiat, mare plus. Al patrulea lucru pe care fetele fac și pot să spun că eu îl ador, este să citească. Una dintre primele întrebări pe care le adresez unei fete este: îți place să citești? Mie îmi plac fetele deștepte. Îmi plac fetele care știu multe chestii despre multe chestii, care investesc în ele și în cunoaștere. Cred că este o chestie din ce în ce mai rară și cred că ar trebui apreciată mult mai mult decât este acum. Faptul că încerci să-ți îmbunătățești cunoștințele, încerci să afli mai multe, să investești în tine, este foarte, foarte atractiv, cel puțin pentru mine. Așa că dacă ești fată și citești, contactează-mă. Al cincelea lucru pe care fetele îl fac, iar băieții îl adoră, este să mențină contactul vizual. Cred că am mai spus asta într-un videoclip, dar am fost odată la o întâlnire cu o fată și, bă, vă jur, toată întâlnirea, cred că nu s-a uitat niciodată la mine, poate odată, nu știu sigur. Deci toată întâlnirea a fost ceva de genul: voi sunteți în locul meu, da? A, da, și mie îmi plac câine. Bă, frate, zici că aveam privire cu laser, dacă se uita la mine, cred că explodam. Al șaselea lucru pe care o fată face și care pe mine, sincer, mă nebunește, este când se îmbracă elegant. Dacă mă duc la mine în liceu și fac așa un sondaj, cam cât la sută din fete se îmbracă în blugi mulați și tenis, fac pare că rezultatul o să fie peste 99%. Eu sunt un băiat căruia îi place să se îmbrace elegant și mi-aș dori, dacă se poate, o fată care să fie la fel. Nu trebuie să fie neapărat o ocazie specială ca să te îmbraci mai elegant, poate să fie în orice zi de școală. Fii tu, draga mea, un trandafir între păpădii. Și, în sfârșit, al șaptelea lucru, dar și unul dintre cele mai importante, este să duci un stil de viață sănătos. Eu n-am fumat niciodată și nici nu-mi doresc, iar dacă fata de care îmi place fumează, e un mare minus și pentru ea, dar și pentru mine, pentru că nu-mi place să stau în fum de țigară. La fel, ar ajuta și chiar îmi place foarte mult o fată care are grijă de corpul ei, adică aleargă în parc, se duce la sală, practică un sport. Foarte tare să practici un sport. Nu mănâncă numai de la McDonald's, de la KFC, de la fast food-uri și mănâncă orice prinde. Așadar, acestea au fost cele 7 lucruri pe care fetele le fac, iar băieții le adoră, mai mult din perspectiva mea, dar aș vrea să-mi spuneți și fete și băieți în secțiunea de comentarii dacă sunteți de acord cu mine sau nu. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă vreți să susțineți canalul, aveți în descriere linkul cu pagina mea de Instagram numită Stickered, de unde puteți cumpăra stickere personalizate cu doar 2 lei. Orice sticker costă 2 lei. Intrați pe linkul din descriere și trimiteți un mesaj cu stickerul sau stickerele pe care le vreți. De asemenea, puteți să vă alegeți din cele deja
deja existente, pentru că eu o să postez pe pagină poze cu fiecare sticker pe care îl fac. Așadar, dacă v-a plăcut videoclipul și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la pagina mea personală de Instagram, Iacobescu Edi, aveți link-ul tot în descriere. Eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune un reușită, nu rateu, pa, pa!